un editor tonta. Și minte, minte, te îngheață apele. Haideți, minte, nu minte, președintele Traian Băsescu, acum câteva zile, și vreau să vă arăt declarația președintele pentru o televiziune bulgară. L-ați auzit pe președinte. Spuneam că Victor Ponta, amintiți-vă totuși că atunci când era purtătorul de cuvânt al domnului Mircea Joană, spunea, nu-i așa, public, că Mircea Joană este cel mai bun. În realitate ne-a dezvăluit cum că dumnealui a votat cu Crin Antonescu. Cam ăsta este Victor Ponta, asta fiind doar ultima din șirul lung de minciuni a lui Victor Ponta. Nu cred o iotă din ce spune Ponta. În realitate, tot timpul a lucrat pentru ca USL-ul să se rupă, a fost un proiect pe care l-a folosit doar pentru a ajunge prim-ministru și mai departe, un proiect la care lucrez de foarte mult timp și acela sper să nu-i reușească, de a deveni președintele României. E visul lui de o lungă perioadă de timp, un vis care va omorâ România pentru că este complet irresponsabil, drept care cred din toată puterea mea că ăsta este un lucru pe care trebuie să-l devoalăm oamenilor încă de la un bun început al unei, campanii electorale prezidențiale. Victor Ponta minte foarte mult. Ascunde de fapt și niciodată ceea ce spune nu este ceea ce gândește. Bine, dar președintele a prevestit acel text exact în ce? Păi nu, că doare foarte mult. Dacă l-aș citi în oglindă... Crin Antonescu a făcut multe gesturi extrem de hotărâte de o perioadă de timp încoace. E adevărat, probabil că... Mă rog, reproșurile legate de perioada USL sau proiectul în care el a crezut și dezamăgirea legată de acest proiect l-au determinat ca la un moment dat să înceapă să ia niște decizii foarte ferme. Ferme, hotărâte, drept care, până la urmă, puteai să intuiești acest gest pe care îl face. L-a făcut și nu pot să spun decât că merită aprecierea tuturor. Dacă îmi permiți, Florin, cele...